Ni se alătură în direct Tudor Dan Ancuța, este consilier politic în Parlamentul Germaniei, analist de politică externă și expert în spațiul Germaniei. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara! Bună seara! Haideți să ne uităm mai concret întâi la tipul de mesaj care i-a sedus pe alegători de a vota această formațiune de extremă dreapta. Cred că migrația a jucat cel mai important rol în aceste alegeri, dar nu trebuie uitat că alegerile din 2019, când partidul actualului cancelar Nehammer, atunci condus încă de fostul cancelar Kurz, a câștigat alegerile categoric, alegerile acelea au fost pe fondul unor scandaluri de corupție din cadrul partidului acesta extremist. Aceste scandaluri de corupție, în prezent, s-au aflat în partidul cancelarului Nehammer, în persoana fostului cancelar Kurz, de asta a și existat acest schimb de cancelar, iar atunci votanții austrieci, când au avut de votat între două partide, ambele care au avut scandaluri de corupție, dar unul din ele le-a avut mai recent, l-au preferat pe cel de-al doilea, care a avut scandalurile mai de mult. Care sunt variantele de coaliții care se pot forma și, până la urmă, care ar conveni cel mai mult României prin prisma ceea ce spuneam la început, până la urmă un vot favorabil pentru spațiul Schengen? Există, practic, trei opțiuni de coaliție realiste, fie o mare coaliție, cum se numește în spațiul german, între creștini-democrați și social-democrați. Problema acestei coaliții ar fi că are o majoritate de doar un deputat, deci dacă un deputat este bolnav, nu mai au majoritate în Parlament. Pentru a rezolva această problemă, ar putea lua împreună în coaliție Partidul Liberal. Problema acolo este că odată au văzut și ei ce s-a întâmplat la Berlin când s-a încercat o coaliție din aceasta, din trei partide de ideologii diferite, că nu este neapărat ceva ce este pe placul votanților ulterior. Și ultima variantă și practic cea mai rea pentru România ar fi ca creștin-democrații să intre într-o alianță cu extremiștii de dreapta. De ce? De ce ar fi asta cea mai rea? Și cum ar funcționa o astfel de mezalianță? Am mai văzut-o în politica din Austria. A mai existat. Ambele partide mari tradiționale austriece au coalizat în trecut cu extrema dreaptă. Problema în cazul de față este că Kickl, liderul extremei drepte, este virulent anti-Schengen pentru România. El este și motivul pentru care Karl Nehammer începând cu 2019, a început să-și schimbe părerea legat de Schengen pentru România. Și orice coaliție care îl implică într-un fel pe Kickl, și el fiind liderul partidului care a câștigat alegerile, este greu de crezut că nu va avea cel puțin influență, chiar dacă nu va fi el în guvern, dar cel va avea cu siguranță influență în coaliție, e greu de crezut că ei vor accepta ca România să intre în Schengen. Există însă o portiță pe care aș putea să o văd eu în situația asta. Un guvern cu extremiștii de dreapta și conservatorii ar întâmpina mari probleme la Bruxelles și, în general, în cancelariile europene. România ar putea, în cazul în care se formează această coaliție, să militeze sau să mizeze în negocierile cu Austria pe ideea că, uitați, voi ne lăsați să intrăm în Schengen și asta este un semn din partea Austriei de deschidere față de Europa și, la rândul nostru, noi vă oferim un sprijin în fața celorlaltor cancelarii care vă vor fi ostile. Dacă este asta un scenariu cu adevărat realist și implementabil, e partea a doua. Dar asta ar fi singura metodă sau singura variantă a României să ajungă la Schengen dacă se formează această coaliție de dreapta. Iar în varianta marii coaliții tip cordon sanitar, rămâne tot Nehammer premier și atunci cu Nehammer care s-a opus vehement intrării României în spațiul Schengen, mai e vreo șansă? Sau acum că a mai trecut presiunea electorală, se mai schimbă și ideologia?
Cred că e în primul rând important să ne uităm și la perioada ce urmează, pentru că austriecii mai au două alegeri regionale în următoarele 2 luni, care sunt importante și unde pentru locul 1 se bat conservatorii cu extrema dreaptă. Iar atunci, cel puțin până în noiembrie, nu cred că vom vedea niciun fel de mișcare din partea conservatorilor și din partea lui Nehammer în privința Schengen. De asemenea, Nehammer s-ar putea să rămână cancelar și în cazul unei coaliții cu extrema dreaptă. Au mai avut ei în trecut, în 99, situația unde extrema dreaptă a fost peste conservatori, dar pentru că liderul extremei drepte de atunci era atât de nefrecventabil, a devenit cancelar liderul conservatorilor. S-a mai întâmplat. Cred însă că dacă Ministerul de Interne rămâne la conservatori, tot va fi o problemă pentru România intrarea în spațiul Schengen și nu mi se pare plauzibil ca Ministerul de Interne să se ducă la socialdemocrați în cazul unei mari coaliții, pentru că socialdemocrații au fost extrem de slabi în mesajul lor privind migrația, slabi în sensul de pentru ce voia poporul austriac să audă. Și atunci nu cred că Nehammer își permite să le ofere lor acel minister important. Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Tudor Arancuța, expert în spațiul germanic, vă mai aștept în direct. O seară bună.